Așadar, dragilor, din nou la treabă. Nu prea ai vacanță, cum spuneai tu, Miruna. Nu prea ai vacanța asta. Dar am descoperit că numai dacă muncim, avem și rezultate. Așa că probleme de la geometrie, da? Probleme capsulare pentru tine sau cum vrei? Probleme la geometrie. Te rog. În ipoteză avem așa, pe latura AB a pătratului ABCD. ABC de pătrat. Deci A, B, C, D, pătrat. Și pe latura AB a pătratului se consideră un punct P. Pe latura AB? Deci P aparține lui AB. Corect. P, un punct care aparține lui AB. Dreptele D, P și G, P, P și, și G, P, C, P, se intersectează. Deci cu... Astea două se intersectează? Da, se intersectează cu prelungirile laturilor C, B și D, A. Deci cred că D, P se intersectează cu așa. C, B. Așa facem așa, așa, de profesor. Da? Deci... Fiecare din ele da. Cu cealaltă. Da. Corespondența așa DP. Deci dreapta DP se intersectează cu latura, cu prelungirea laturii KB în deci M. Deci cu KB. Da. Intersectează cu KB. KB în M. Și în D punctul M. Aici am M. Cred că îmi s-aude în profesor dacă vă sună. Da, da. Da. Da, le-am înțeles, nu s-aude, nu? Eu sunt pionul, se spune, nu s-aude, nu știu ce să fac. Eu urmez pașii care mi-au lăsat el, dar nu s-aude. E aceeași poveste. Bine, bun. Apa. Nu mai știu unde să dăm. Noi am făcut. Să-l lăsăm pe Ionuț. E treaba. Noi am făcut. Da. Așa. Ionuț. Dacă mai am uite. Deci egal punctul 1 aici, da? Da. Și CB. CP. Intersectează DA în N. În N. Bun. Dacă BM egal cu BM egal cu M mic. Da. AN egal cu N mic. AN egal cu N mic. Unde M mic este mai mare decât 0 și N este mai mare decât 0. Deci ambele sunt M și N mai mari decât 0. Sigur că dacă e vorba de lungimea, așa, așa este. Calculați. Lungimea laturii pătratului. Da. ABCD. Lungimea? Laturii. O latura pătratului. Adică? ABD. AB egal cu semn de întrebare. Corect. În funcție de mușină, mă aștept. Corect. Deci, dă pătratul ABCD. Nu? Toate laturile congresului, din lor grade, diagonale, se înjumătățesc, de acum sunt de aceeași măsură. Toate acestea le repetăm pentru noi, așa. Deci, A, este B, perpendiculare, nu? C, D, corect. E clar, un pătrat, deci P aparține pe AB. Punctul P, l-am dus diagonal de asta, încă ca figură, nu? Nu-i cazul. Da. Deci P este un punct pe AB. Nu luăm la miloc, cum știm bine. Domnul Gigi. Da? P aparține la AB. DP, DP intersectează CB. DP intersectează pe CB. Pe CB. Așa. Wow. Să duc pe CB. Duceți pe mai spre B. A, așa, sper asta să fac. Deci, pe aici să le iau, nu? Pe P. Și atunci, intersecția va fi undeva. Aici. Bun. Ionuț, salut. Pe unde ești? Băi, nu reușesc, nu s-aude. M-a sunat soția, nu s-aude. Intră și tu. Am făcut mișcări de ceea care mi-ai spus tu, dar nu s-aude. Nu știu ce să spun. Deci, după ce am făcut toate mișcările și la video și la audio, da. Trebuie să am dat start ca să aprindă butonul ăla roșu, nu? Da. A, și ai făcut chestia asta, dar de aici încolo nu mă uit. Aha. Bine, bine. Da. Bine, salut.
Deci, se întâlnește DP pe BC în punctul M, da? Iar CP pe DA, tot nu mă descurc Miruna, vezi? Că DA, unde mă duc? Atunci fac așa. A, B, C, D, invers. A, B, C, D. Băi, n-am bat în seara asta. Aleau aici mai jos, Miruna. Și sper să mă descurc. Deci A, B, C, D. Punctul pe cine? Pe AB. DP intersectează pe BC egal cu punctul M. Iar CP intersectează pe DA în N. Când m-am notat, îi mergem să o las acolo. BM are lungimea de M mic. Iar AN, mărimea este de N mic. Să aflăm ceva pătrat. Da. Care vrem noi? Lungimea pătrat. Gata. Îi trebuie să idei, nu așa? Idei. Ai făcut figura mie mare? Ai terminat? Nu? Deci îmi trebuie să idei ca să reușim să... prindem problema asta. B. N-am decât nevoie de tine, Miruna, aici n-am gata. Da, i-am făcut figura și de aia. Am înțeles. Păi avem PB paralel cu DC. PB paralel cu DC, chiar așa o să plec. Deci PB e paralelă cu DC și atunci să scriu teorema care? Are teorema fundamentală? Domnul profesor, dacă ai tales cu mâini și fundamentală cu mâini? Când vă gândesc la fundamental, înseamnă că triunghiul PBM e asemenea cu tot triunghiul DCM. Cu ăla mare. Da. Și ați văzut cu latura triunghiului lui, cu latura cealaltă. Așa. Ok, asta e fundamental. Când zic tales, înseamnă proporționalitatea latură. Zicem ce pe supra latura asta este egal cu asta. Am înțeles. Am înțeles. Deci, în momentul ăsta, cred că mă interesează să intri PB supra DC. Corect. Da? PB, poate. Dar ce zicem? Deci, fiindcă zicem latura asta a triunghiului de aici. A, fi latura și latura triunghiului mare. Deci, teorema fundamentală de asemănare. Exact, teorema de asemănare. Deci, PB paralel cu DC rezultă că triunghiul PBM, triunghiul PBM, este asemenea cu triunghiul MCD. Triunghiul MCD. Da? Și atunci, spun repede, BP, te rog să mă conduci în Miruna. PB, supra DC, adică L, hai să zicem L, latura pătratului. L, L mic. E bine cum ai spus DC, dar zic L, L pentru ca să mergem mult mai repede. E egal cu Miruna. Egal cu MB supra MC. Egal cu M, M, B, corect, M, B, supra, M, C. Și egal cu... Atât, aici ne oprim. Că nu ne trebuie mai mult. A. Că din ce avem noi în plan, ar trebui să continuăm egal cu P, M, supra toată asta. M, da. Dar nu trebuie mai mult. Avem voie să ne oprim și așa? Sigur că da. Dar nimeni nu ne trebuie să... Deci ne oprim ce ne trebuie noi.
9. Ce ne trebuie 9 de șirul de la 4. Deci de aici rezult echivalent. Vă propun să întoarcem repede. Că mk ăsta se compune din cine mk? Se compune de bm și bk. Și atunci să-l scriem pe mk desfăcut. Da. Deci zicem, Miruna, l supra pb, nu? L supra pb, da. Pb, pb, egal cu mk supra m. Iar mk îl scriem ca fiind l plus bm. Adică plus m mic. L plus m mic supra cine? Mă caigă mă bă. Supra mă bă. Mă bă care e mă mic. Nu? Da. Mă. Plus că e... Atât. Atât. Da. Și de aici îl putem scoate pe pă bă. Deci de aici rezultă că pă bă este egal un termen dintr-o proporție. L plus mă. L ori mă. Nu? Astea da. Doi mulțiți spre asta. L plus mă. L ori mă. Nu? Da. Ăsta de aici, e produsul ăsta ori 2, da. Termenul supra celălalt. Da, adică... Deci, L ori mă. Nu era aceeași dacă te-am și L plus M supra L ori mă? L plus M supra L ori mă? Păi nu-i bine. Ăsta de aici este ăsta ori ăsta supra celălalt. Mm-hmm. Atenție, nu? Un termen oarecare. E produsul celălalt 2? Învățăm asta. Mm-hmm. Deci P, B este L ori mă supra... L plus M. Da? L plus M. Asta l-am aflat pe PB. Acum, eu dacă l-aflu și pe PA, să vezi ce am eu în minte acum. Dacă l-aflu și pe PA, PA plus AB face L, deci umblu după PA acum. Corect. Deci o să spunem că AP e paralelă. AP e paralelă cu DK. Și atunci, triunghiul ABN, triunghiul APN este asemenea cu triunghiul DNC. Și de aici vedeți că putem să zicem AP supra DC, adică supra L, bine? Da. AP supra L egal cu N, P, 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 N, egal cu A, N. A, N, pe A, D. E bine și N, P, dar nu mă interesează. N, A, supra N, D. E bine? Era A, D, supra... Păi, am luat latul de triunghiul mic, supra triunghiul mare. A. Că am zis, uite, Miruna, A, P. Bine? Da. A, P, supra L, egal cu... latura mică a triunghiului și NA, care e nimic, nimic supra, nimic plus L. Că toată DN e formată din N și plus L. Da? Plus L. Ca să mărim ritmul de lucru. Deci, Miruna, ce nu, dacă nu ți-e clar? Nu e clar, dar cu literele astea. În loc de latura am scris. Da? 2, 3. Mărimea respectivă. Așa. Și de aici, Miruna, NP, să scoatem pe NP, pe AP, pardon, AP. Egal cu L ori N. L ori N. L ori N. Supra N plus L, nu? N plus L. Și cum AP cu PB fac împreună L, deci se vede clar că AP plus PB egal cu L mic. AP plus PB egal cu L mic. Echivalent, de parcă aș spune, AP care este L ori N, L ori N supra N plus L plus PB care e L ori M supra L plus M egal cu L. Așa, asta este o relație în care necunoscuta va fi cine credeți? L. L. Și la numărător fiind L peste tot, eu mă închipă că am scot pe L factor comun și o să putem simplifica cu L ăsta. Deci o să avem așa. L pe lângă.
El să fie, Anca, vorbește tu. L pe lângă. Supra N plus. N plus L. Așa. Plus. M supra L. Da. Egal cu L. De acord? Putem împărți peste tot prin L, tăiem pe L și relația devine N supra N plus L, N plus L, plus M supra L plus M. Supra el plus M, egal cu 1. De acord? Da. Și acum aducem la același numitor. Deci amplificăm aici cu cine? Cu L plus M. L plus M. Aici cu N plus L. Și aici cu cine? Cu N plus L pe lângă L plus M. N plus L pe lângă M plus L. Și devine relația echivalentă cu N pe lângă L plus M. Hai să și mulțim. L, N plus M, N. Așa vine? Da. L, N plus N, M plus N, M din nou plus L ori M. Da. L ori M. Egal cu N plus L pe lângă M plus L. N plus L pe lângă M plus L. Și atunci am să am, iată ce relație, o să am L, N, sunteți atent, da? L, N plus L, M, plus L, M, plus N, M, plus N, M, de două ori, plus 2, N, M, 2, N, M. Este egal cu, să mulțim acolo. Este egal cu N, M, N, M, plus plus N, L, plus M, L, și L pătrat. Nu așa? Și acum, L, N și L, M sunt de o parte și de alta și se reduc. 2 N, M, și aici un singur N, M, și rămâne N, M simplu. N, M egal cu el pătrat. De unde L va fi egal cu? Egal cu radical. Dacă la pătrat este N, M, atunci L simplu va fi radical din N, M. Radical din N, M. Și-am aflat cât este latura pătratului. L egal cu radical din N, M. Dar dacă m-aș fi oprit la L pătrat, ce reprezenta L pătrat? L, L la a doua. E area unui? Area pătrat. Pătrat. Deci L, L pătrată egal cu N, M, ar însemna area pătratului. Area pătratului este N ori M. Și termina problema. Hai să vedem care a fost strategia în lucru. Care au fost momentele importante aici? Triunghiurile asemenea. Da. Pentru că eu am văzut că P, A, P plus P, B face toată latura. Aici a fost ideea. Deci când am văzut problema asta, aici m-am gândit. Și acum zic, P, A trebuie să o aflu, pe P, B să-l aflu, le adun pe cele două, dar cum intră P, A, e latura triunghiului, P, A e paralel cu DC, atunci, clar, zic, triunghiul ăsta de aici e asemenea cu triunghiul mare și o să spun P, A supra el, egal cu N, A, supra toată DN. Da. Și am o dată pe P, A, l-am aflat, pe P, B, l-am aflat, și cele două le adun, nu? P, A plus. Iată aici este relația pe care am văzut la bun început. Și am nevoie de AP și PP. Și tot a dar fost... Dar văd cum e runa aici, să văd de ce. Da, de ce? De ce runa? Nu, din cauza acestei notații. Pentru că era M mic și M mic, după profesor s-a gândit să noteze și la altura pătratului L mic. Și atunci de aici... Deci eu puteam să-l las așa. Cum ai spus, P, B, supra D, C, egal cu B, M, supra C, M. Dar ca să nu mai scriu încă o dată, că la urma urmei trebuia să scriu asta.
PB supra D cât toate și o înlocuiam cu L mic. Egal cu BM, care e M mic, înlocuiam. Da. Supra toată care este CM și anume cine este? M plus L. Exact. Asta e tot mai ușor. Am mărit un pic ritmul, pur și simplu. Corect. Da? Nu trebuie să sperii asta, știi? Și s-a lucrat aici exact. Cu literele acestea, că dacă autorul spune că asta e 2 și asta e 7, exact, am lucrat cu asta. 2 și cu 7 și locuiam și corect. Trebuia să ne obținem numele acela. Da? Deci, esențial, Miruna, a fost să-ți reține că AP plus PB face L. Aici a fost. De aici am declanșat problema. Da? Exact. Adică și, AP care e L. Iar AP, am văzut-o, este egal în final din paralelismul. AP, L, N, supra AP, N, unde N. Avem scris AP? L ori N. L mic ori N, supra L plus N. N plus L, da. N plus L. Tot, da. Iar APB, PB, egal cu L ori M. L ori M, supra L plus M. Corect. Și aici a fost tot jos. Și totul a fost clar. Da? Tare folosit. Astea au fost lucrurile importante. Și am locuit sus. Fără părți o relație, totul s-a rezolvat. Am ajuns la viitor și așa mai departe. Da. De acum a fost calcul algebric. Corect. De acord, da? Da, da, da. Da. Trebuie să urmăm. Da. Bine. Altă problemă? Da, avem. Deci raportul arilor a două triunghiuri asemenea cu cine este egal, Mirna? Cu ceva la doua. Pătratul. Cu raportul, ideea asemănată. Raportul triunghiuri asemenea la doua. Raportul. Este egal cu pătratul raportului de asemănare. Adică pătratul, raportul de asemănare. Poți fi raportul înălțimilor, raportul medianul, raportul laturilor. N-are importanță. Două elemente din cele două triunghiuri. Și aici mai este o observație, domn profesor Dantă, că raportul înălțimilor, a medianelor, a bisectoarelor, da. Ce pornesc din vârfurile corespondente a două triunghiuri asemenea, da. Este egal cu raportul de asemănare al celor două triunghiuri. Tocmai asta am spus, dar să o repet să fie și mai clar. Deci, haideți să înțelegeți așa. Deci, dacă am două triunghiuri asemenea, ABC și A'B'C', da? Deci, dacă am triunghiul ABC asemenea cu triunghiul A'B'C' și ca să și le vedem să înțelegem bine problema, înseamnă așa triunghiul ăsta ABC e asemenea cu triunghiul mai micuț A'B' B' C'. Da. Știu că sunt asemenea, da? Da. Ei bine, raportul de asemănare înseamnă A, B supra A prim, C'. A, B supra A prim, B prim, egal cu B prim, B, C supra B prim, da. C prim, da? Deci A, B. Dacă triunghiul A, B, C este asemenea, cum a spus, scriu raportul de asemănare și vine A, B supra A prim, B prim, egal cu BC supra B'C' și egal cu C AC, nu? AC supra A'C'. Și egal pot continua cu raportul medianilor, dar la același vârf fac referire. Corect. AM și A'M'. Da? Este egal cu raportul medianelor. Deci pot să pun în continuare. Exact. Egal cu AM supra A'M. Înălțimilor, de exemplu. Exact. A, B. Să zicem, ducem înălțimea A de aici. A, D. D. Da. A, B, D'. A'M, D'. Ai înțeles, Miru? Da. Deci egal cu AD supra AD supra A'. D'. Și egal cu, merg mai departe, egal cu raportul bisectoarelor, deci după bisectoarea asta, să zicem E, așa, unghiul ăsta e către ăsta, și bisectoarea în partea asta altă, E prim,
Deci egal și cu A, E, supra. Supra A, E, supra A, E, da. A, E, supra A prim, E prim. Și egală și cu raportul media, nu, atât. Înălțim, mediane și secant, da. Și dacă vreți și cu altă, orice altă secantă, care păstrează raportul la latură aici. Dar nu mai complicăm lucrurile, pentru că, iată, ducând înălțimea, știu că unghiul ăsta, nu știi grad, da? Și ăsta iarăși este cât ce. Și de aceea triunghiul ăsta e asemenea cu cel mic. Și scând raportul de asemănare, se continuă. La fel și cu bisectoare, că am unghiul ăsta, cât unghiul ăsta de aici, unghiul ce era comun și iarăși mesă ca asemănare. Și așa gândim și la mediane, AM, și A'M, în prim triunghiul A, C, M și cu A', C', M', da. Sunt și ele asemenea pentru că au unghiul C comun și laturile omologe proporționale. Corect. Adică A, C pe A', C' din asemănare, da. E egal cu BC supra B', C' și egal cu jumătățile C, M supra C'. Da? Și suntem în cazul 2 de asemănare. Deci, cu alte cuvinte, putem merge mai departe la mediane, înălțim și bisectoare referitoare la același vârf. Exact, adică din A și A prim. Da? Da. Trebuie să păstrează corespondența. Nu ăsta care pleacă din A și celălalt se plece din B. Am înțeles, da? Clar lucru. E foarte important. Da. Și e important că putem scrie în continuare și asta. Exact. Avem într-o... Aceeași valoare a raportului. Exact. Este, da? Și la înălțimi, și la mediane, și la bisectoare. Bun. Bine. Bun, am punctat acest lucru ca să foarte fie clar. Interesant, da. Mai departe. Sunt sigură că fetele nu știau. Scopați să scrie în continuare. Da. Ai făcut un lucru bun pentru că, iată, ne scăpă asta. Dacă mergem mai departe, da. Ce? Prin punctul G, centrul de greutate al triunghiului ABC. Deci, în ipoteză, avem un triunghi ABC. Deci, în ipoteză, avem triunghiul A, B, C. Da. Și G, centru de greutate. Da. G, centru de greutate. Și prin punctul cine ne indică centru de greutate al unei triunghi? Medianele. Intersecția medianelor. Ce știm de centru de greutate? El este situat pe fiecare mediană. La o treime de vârf. De bază. La o treime de bază. Și două treimi de vârf. Da. Deci atenție. Centrul de greutate este dat de intersecția medianelor și acest punct este deștept poziționat pe fiecare din mediane, pe fiecare din mediane, la o treime de bază, două treime de vârf. Trebuie să vă închipuiți că dacă ați agățat chiar din punctul acela triunghiul, el ar sta în echilibru, de aia zicem centru de greutate. În situația în care avem un triunghi, să spunem, dintr-o material omogen, chestii, nu știu ce, nu știu cum, dar pe scurt, dacă ar fi foaia de hârtie și de acolo ai agăța-o cu un bolt, stă perfect în gel. Da. Stă perfect în echilibru foaia. Nu se, triunghiul acela nu se dezechilibrează. Super. Da? Asta trebuie să zicem. Deci, prin G, ducem paralelele GM și GN la laturile AB, respectiv AC. Deci, GM paralelă la AB, parcă da, da. Și gână paralelă la AC. La AC. Bun. Dacă M și N aparțin lui BC. Deci dacă M, virgulă N, M și N aparțin pe interiorul lui BC. Aparțin segmentului da, BC. Și BC egal cu 48 de centimetri. BC egal cu 48 de centimetri. Centimetri. Să calculăm. În concluzie. Segmentul mână, ce lungime are. Mână. Egal cu cât. Da? Da. Bine. Facem un triunghi, nu? Sigur că da. Centrul de greutate. Adică ducem două mediane, suficient două mediane, nu? Ca treia dacă treci pe acolo. Ceea mediană? Anca? Mediana unui triunghi? Unește vârful. Vârful cu mijlocul latului opus. Perfect. Am zis că intersecția medianelor indică centrul de greutate. Intersecția bisectoarelor? Centrul cercului înscris.
că sunt puncte la egale distanțe de laturi. Și intersecția mediatoarelor, Centrul circumscris, care trece pe afară. Da? Bine. Deci o să desenăm un triunghi. A, B, C. O să ducem doar două mediane. A, A1 și respectiv B, B1. Cele două mediane se intersectează într-un punct G, încât o treime, pe fiecare din mediane, o treime de bază, adică GA prime este o treime și GA două treime. Corect. La fel, GB este două treime și GB prim sau B1, cum am spus, este o treime. GB prim o treime și GB două treime. Ducem prin punctul G paralela GM paralela B. Deci GM, da, uite la, ne uităm la AB tot timpul și ducem pe GM paralelă la AB. GM M să fie pe BC. M, iată-l aici. Și pe urmă GN paralelă la AC. Paralela la AC. Și notăm cu N punctul ăsta. Să cere să aflăm lungimea lui MN. Cu cât este de mare MN? Cu cine este MN? Avem o linie acolo, M. Unde? Cu M. Nu. Ce-am făcut, Miruna? Am dus mediana. Și mediana. Da. S-au întâlnit în punctul G. Da. Și am dus paralela la AB mai întâi. Și am notat-o GM paralel cu AB. Și l-am notat aici punctul ăsta, da? Vrei să-l notezi pe ăsta? Hai să-l notezi. Hai să ștergem. Deci punctul ăsta de intersecție, sau putem să o ștergem ca autorul. Ne încărcăm cu punctul acesta. Nu e atât trebuie. G, M, M paralelă cu, cu cine? Cu AB. Cu AB. Și GN, o să ștergi și pe asta, paralelă cu AC. Se cere să aflăm lungimea lui MN. Vreau idei. Avem în triunghiul B, B prim, C. În triunghiul B, B prim, B, B prim, C, da. GN paralel cu B prim, C. GN paralel cu B prim, C, foarte bine. Și dacă e paralel, putem scrie fiindcă știm raportul B1G supra GB, da. Știm raportul, mă gândesc că este bine să folosim, dacă e bucata asta, bucata asta, să folosim teorema lui Thales. Mm-hmm. Da? Da, avem nevoie pentru mână? Ne ajută pentru mână? Cred că ne ajută, că vedem aici CN cam care va fi față de NB din raportul acela. Că vezi, când zicem, Mihaila, când zicem GB1 supra GB egal cu CN supra NB. A, și ne include și pe aia. CN supra NB nu include segmentul NB, am și pe NM. Dar n-aș putea, domnul profesor, să mă leg de faptul că GN ăla e paralel cu AC, cum ne dă autorul în ipoteză, să zic, să mă îndreptățească asta, să zic că triunghiul GNM e asemenea cu ABC? GN, GN, M, M, GNM. Nu. Cel mic, că e asemenea cu ABC? Nu, că aici ai văzut că e ruptură. Pe GM, când l-am dus așa,
nu-i bine să folosesc... Nu pot să zic că ăla mic e asemenea cu ăla mare. Nu, nu, nu. Pot să spun că triunghiul B1, BC, cu NGB asemenea. A, doar atât. Nu mă pot folosi că la micuța, așa pare să fie asemenea. Nici nu-i. Că abia G, N, B e asemenea cu B, B1, C. Deci plecăm așa cum a zis Mirona. Da. Și apoi mai avem G, M, A'. Deci, Mirona, ne facem planul de lucru, nu? Da. Deci o să zicem raportul de asemenea și o să găsim C, N, supra, N, B. Bun. Și mai avem G, M, paralel cu A, B. GM paralelă cu AB. Între unghiul A prim B. A? A prim B. A prim. A1, nu? Da. A1. A prim. A1, nu ia prim. A1. B, nu la asta le gândești? Da. GM paralelă cu AB. GM paralelă cu AB. Sigur că da. Deci în triunghiul A1B, da, GM, e paralelă cu AB și scrim iar și raport de asemănare. Sau scrim teorema la Thales, cred că asta ne folosești mai mult. Anca, te rog să vorbești tu, acum, după ce am furat ideea lui Iruna, să vedem. Deci, GN, da. GN e paralelă cu B1C. Cu B1C, corect. B1C și atunci rezultă, conform teoremei lui Thales, ce rezultă? Da. GN. Ea zice GB1. GN înseamnă teorema fundamentală asemănării, că zici latura triunghiului e mic pe latura triunghiului mare. B1G, da, B1G, supra GB, GB, egal cu CN, supra NB, Și egal mai departe, G1B față de GB, asta e o bucată și astea sunt două, nu? Deci egal cu 1 pe 2 ar veni. Poți să continui așa, da? Egal cu 1 pe 2. Că G1B supra GB, G1B una și celelalte sunt două. Așa am spus, o treime de bază și două treime de vârf. Și atunci hai să muncim aici un pic și vine CN, 2 CN, de două ori CN, am luat aceeași metodă aici, da? 2 CN, egal cu NB. Subliniez. De două ori CN, egal cu NB. Bun. și lăsăm așa. Acum, pe de altă parte, am mai spus mâna ceva. GM paralel cu AB. Deci GM paralel cu AB. AB. GM paralelă cu AB. Rezultă că tot teorema lui Thales. Ce rezultă? GM supra GM, nu. Nu-mi place GM, că e latura triunghiului mic pe latura triunghiului mare. Nu. Eu vreau GA1. GA1, adică în triunghiul AA1B. GA1B A G. Deci partea asta pe partea asta. Da? Deci GA1 supra GA, GA1, supra GA, egal cu cine? Cu A prim. A1M. A1M supra MB. A1M supra MB. Da, așa vine, da? Deci egal cu A1M supra MB. Și egal cu 1 pe 3. 1 pe 2, pardon. Că GA1 e o bucată și dincolo sunt două, da? Da. Egal cu 1 pe 2. Și atunci, deci, aduc la același numitor iar și pe ultimele două. A1M, 2A1M. De două ori, 2A1M, egal cu MB. Egal cu MB. Noi ne-am dus GM paralel cu B1C,
între unghiul B, B prim C. Dacă ne duceam în triunghiul A, A prim C, mă gândesc că aveam A, G. Acolo m-am dus eu, în triunghiul A, A1, B. A1, C. Zic acum la G, E paralel cu B prim C. G, E paralelă cu? B prim C. B prim, B prim B1. C. Cu B1, C? Da, adică A, C. Nu este paralelă. G nu e paralelă, ea zice de gână, domnule. Da, gână e paralelă cu B1, C. C. B1, C. Da, și ea zice între unghiul A, A1, C trebuia să ne zicem, nu în B, B1. Ca să avem A, zice, A, B. Ați înțeles, domn profesor? Între în A, A1, C zicea trebuia să ne ducem. A, A1, A1 C. C. Ca să avem A, G, A prim, A1, A1 G, A1. Pe A, G. A1, A1, G, pe A, G. Pe A, G. Dacă ne duceam într-un unghiul A prim. Păi am folosit-o, Mirna. Nu, am folosit-o pentru cealaltă, pentru cealaltă paralelă, pentru G, M, cu A, B. Ea zice pentru G, N, cu A, C. Mirna, dar noi am avut nevoie de raportul tot ăsta. Tot ăla, tot 1 pe 2 era. Tot 1 pe 2, Mirna, că tot pe... Și putem ce... să le legăm acum pe aceste relații? Eu acum am subliniat aceste două relații. Hai să vedem dacă apare vreun moment în care nu ne putem descurca, mai mă întorc înapoi. Dar deocamdată am așa, că de două ori A1, A1, M, de două ori A1, M, este cât M, B, cât M, B, da? Bun. Și de două ori CN, 2CN, CN egal cu N, B. Cred că tu ai dreptate. Vezi tu ceva mai interesant decât faci noi aici, nu? Ce ți-o dați când ai dus în A, A1, C? Deci, eu am aici A1M, A1M, cât M, B. Dacă mi-ar fi intrat N, A1... Păi așa vă intra, A1, N, cât N, C. Cred că atunci ar fi fost mai deșteaptă. Exact, treaba. De asta zice ea, că trebuia să mergeți în A, A1, C. A? A1, C. C. Avem G, N, paralel cu A, cu A, C. Da? Și atunci spuneam ce, Miruna? Că bucata asta pe toată asta e egal cât asta supra partea asta de aici. Exact. Da? Cred că ai dreptate. Și aici ne intră și ne ajută da, mult. Deci, din NM, intră o bucată, odată A1 M și intră și în A1. Deci, mai scriu o dată tale. Scriu, sigur că da. Deci, în triunghiul A1, 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 A1 C, G e în paralelă cu AC și atunci scriem teorema lui Thales și zicem GA1 trebuie să vorbești tu, GA1 supra GA1 supra GA supra GA egal cu NA1 NA1 supra supra, nu, N A1 supra NC. C, N. NC. NC, da? Supra NC. Și egal cu tot, cu 1 pe 2. Corect. Și sublinem pe ultima și vine 2 N A1, da? 2 N A1 egal cu cine? NC. NC. Hai să o sublinem și pe asta, și asta și cu asta. Dacă le adunăm membru cu membru. Da. De ce să le adun? Pentru că vine A1 M și N A1. Corect. Care îmi dă tocmai pe N M. Deci pe... Da? Așa. Asta nu mi-e folosește deocamdată. Pe cele două. Zicem 2 pe lângă. A1 M. Plus A1 N. Plus A1 N. Egal cu... Egal cu cine? Cu N C. Plus N C. MB plus NC. MB. MB plus NC. MB plus NC. Da, A1 M plus A1 N este copii. A1 N plus A1 M este MN. De două ori MN. Deci 2 MN. A1 N plus MB plus NC. NC. Da. MB plus NC. Înseamnă tot BC-ul minus NM. Corect. Deci este egal cu BC. Așa vine, da? Este egal cu BC.
Minus? Mână. Mână. Și pe mână îl duci în partea asta altă și vine 3 mână. Da. Deci rezultă că 3 mână. Dar cu BC. Dar pe BC îl știm. BC. Și egal 48. Cu... E dat, 48. Egal cu 48. Deci mână egal cu 48 pe 3. Da, exact cu mână. Egal cu 48. E interesantă relația. Sigur. Că mână este o treime din BC. Foarte tare chestia. Deci mână este o treime din BC. Așa ar scrie. Rezultatul ăsta mă interesează. Rezultă că mână egal cu o treime din BC. Atunci M e la mijlocul. Păi. Deci mână este o treime din tot BC-ul. Pare să fie împărțit în câte în 3 BC-ul. Exact. Una, două, trei. Da? Asta se întâmplă. Da. Deci, aceste paralele împart pe BC în 3 segmente congruente. Corect. Un rezultat foarte, foarte important. Merg să reținem așa, ca idei. Deci, da. Paralelele acestea împart latura BC în 3 segmente congruente. Super. Da? Ce, că BC toată, nu știu cât, împărțim la 3, nu e la rețetă, da? Atât de important. Deci mână este cât? 16. Mână egal cu 16. Terminat problema. Mai vedem o dată și era cândva de ușor de anticipat, fiind o treime și două exact, treimi. Exact, exact. Așa treime bate, practic, și obligă, duce în final, la o treime. Ce... Te-ai gândit să fie o treime, că două treime da, nu trebuie să fie, da, se vedea. Da, da. Bunul simț matematic ne îndemna să credem asta, dar trebuia dovedit. Corect. Riguros dovedit, așa trebuie făcut. Da. Și Miruna a avut aici inspirație că s-a dus în triunghiul. Că mergând pe varianta triunghiului așa, nu prea era mie de folos. Cât NB. NC. Era știut că da, mergând. Era MN plus da. MB. Puteam înlocui, cred că și acolo. Pe NB. Am fi locuit pe NB ca fi NM plus exact. MB. MB. Și cred că intra și acolo. Da. Dar ea a mers mult mai elegant. A văzut așa și am avut de două ori. De două ori am spus un factor comun. Da, da, NM-ul. Da. Rămâne să duceți la capăt și pe partea cealaltă. Mm-hmm. Trebuie să iasă la același lucru. Bun. Acum, ce merite să reținem aici, Miruna? Ce Anca? Ce ați... cu ce plecăm la problema asta? Să scriem atunci, să scriem 1 pe 2, centrul de greutate. Deci trebuia să știm ce e centrul de greutate. Da. Că G-ul acela o treime de bază mediană, intensitatea mediană, că e o treime de bază și două treime de vârf, foarte important. De aceea 1 pe 2. De aceea raportul 1 pe 2, care ușor, raportul respectiv, bate niște segmente de aici. În final, am scris de două ori Thales, nu? Și a ieșit destul de frumos programul. Deci, mai întâi, G, centrul de greutate. Da? Altă poveste. Deci, raportul în care împarte fiecare mediană. Deci, raportul în care împarte G pe fiecare mediană. Foarte important. Altfel nu puteam duce problema dacă nu știam lucrul acesta. Așa a fost. Și teorema lui Thales scrisă, nu? Thales, da. Teorema lui. Cam astea au fost lucruri. Și lucruri, pe urmă, concrete, acolo. La foarte învârtite până când am pus mâna pe mână. Da. Punctați și voi totdeauna asta, da? Sigur că da. Lucrurile importante. 49, domn profesor. Așa, poți să oprești? Opresc? Da.